Nu vreau să fac altceva în viață decât ce-am ales și o să o fac până la capăt, indiferent de succes. Nu-s prea încăpățânat de asta, înțeleg ce vreau și lumea care nu mă place să vină să-mi spună ceau. Dar ține minte că ai nevoie de persoane să te ajute să te urce și apoi să te coboare. Tu fii tare, că n-are ce să meargă prost. Trebuie să lucrezi doar cu oamenii ce nu te trag în jos. Am crezut că este practic imposibil, apoi am început să cred că sunt incredibil. E posibil să nu fie vizibil acel strop de soare când totul e intangibil. N-am început să termin că nu se poate, din potrivă e o abilitate a omului că totul este posibil. Ai grijă ce faci, doar să nu fie penibil. Muncește mereu pentru tine, dar munca multă uneori nu face bine. E în zadar dacă nu muncești inteligent, n-o să ajungi general, cel mai probabil sergent. Muncește mereu pentru tine, dar munca multă uneori nu face bine. E în zadar dacă nu muncești inteligent, n-o să ajungi general, cel mai probabil sergent. Peste tot pe unde merg aud, n-am ce face, m-am săturat, nu mai vreau la muncă, drace. Dar el tot tace și face ce-i spune, în loc să se impună și să fie pe bune. Atâta stres datorită ficțiunii, am înțeles că trebuie să o asculți pe bunii. Da, fii capabil de propria gândire și pune mai mult preț pe a ta fericire. Zbate-te, luptă-te să ajungi undeva. Pune-ți de mic în cap un vis să fii cineva. Că fără un drum stabil vei fi depus o lac și viața ta nu o să fie decât un căcat. Și ține minte, banii mulți se fac ușor, e o implementare a întregului popor. Că dacă nu muncești, nu să ajungi departe. Eu nu zic să nu muncești, muncește cu cap, frate. Muncește mereu pentru tine, dar munca multă uneori nu face bine. E în zadar dacă nu muncești inteligent, n-o să ajungi general, cel mai probabil sergent. Muncește mereu pentru tine, dar munca multă uneori nu face bine. E în zadar dacă nu muncești inteligent, n-o să ajungi general, cel mai probabil sergent.